nou în direct, sunt Ioana Constantin, începe cea de-a treia oră, demisie după demisie la marile partide, cu tremur pe toată scena politică, după ce Marcel Ciolacu ne-a anunțat cu puțin timp în urmă că și-a dat demisia de la conducerea PSD. Nicolae Ciucă a anunțat în urmă cu foarte puține momente că a demisionat de la conducerea Partidului Național Liberal. Chiar în aceste momente începe o ședință de urgență la Partidul Social Democrat, de la ora 20, o ședință de urgență și la Partidul Național Liberal, după ce cei doi lideri de la cele două partide și-au anunțat demisiile. În același timp, la ora 19, Elena Lasconi va susține declarații de presă, asta după ce la doar 2000 de voturi a reușit să intre în turul al doilea cu Călin Georgescu, cel care a luat peste 2.100.000 de voturi. În puține momente și declarații ale liderilor Forței Drepte, Ludovic Orban și Eugen Tomag, le puteți urmări aici. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. A rămas alături de noi și mulțumesc mult, Viorica Dăncilă, candidat al PNCR pentru Camera Deputaților București. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Ni se alătură Marian Rasaliu, este candidat al PSD pentru Camera Deputaților Brașov. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. E alături de noi Adrian Negrescu, analist economic. Mulțumesc mult, Adi, ce chestie s-a întâmplat. Fix cum vorbeam ieri aici la emisiune, dar nu puteam da niște date oamenilor. Și Tudor Curtifan, redactor șef Defense România, îți mulțumesc, Tudor, de asemenea foarte mult că ești alături de noi. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Vreau să urmărim împreună mesajul pe care l-a transmis în urmă cu puține momente Nicolae Ciucă, mesajul prin care își anunță demisia, PNL nu va ceda, partidele tradiționale țin România unită. Hai să vedem. Dragi români, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Demisionez din funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Partidele tradiționale, chiar și așa, cu multe erori de programare, sunt cele care trebuie să țină România unită. Partidul Național Liberal este conștient de miza enormă a acestor zile. Partidul Național Liberal are resurse pentru a le arăta oamenilor tot ceea ce a făcut bun în acești ani, are dovada că investițiile din bani europeni au ridicat nivelul de trai al multor comunități. Dar mai mult decât atât, Partidul Național Liberal este conștient de greșelile pe care le-a făcut și va lupta până la capăt pentru ca România să rămână o țară liberă și democratică. Partidul Național Liberal nu va ceda. Noua conducere a PNL nu va fi singură, deoarece are alături o oștire minunată, formată din primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni, sute de mii de membri cu inima curată, dornici să muncească. Da, și mai spune Nicolae Ciucă în acest mesaj și faptul că și-au învățat lecția la PNL. Haideți să-l vedem pe Marcel Ciolacu, cel care, venind la sediul PSD, a anunțat că și-a depus demisia cu o seară înainte, adică seară, și spune că își asumă vina pentru ce s-a întâmplat ieri în alegeri. Aș dori să felicit pe cei care s-au calificat conform votului românilor în turul 2. I-am și scris doamnei Lasconi, am sunat-o, presupun că se odihnește și dânsa, i-am și scris și am felicitat-o, cum este normal. Partidul Social Democrat nu va face nicio contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Regulile democrației și importanța acestui tur 2 este mult mai mare decât interesele noastre personale. Eu aseară i-am dat secretarului general demisia. Astăzi, la ora 17, am convocat un Consiliu Politic Național și o să venim după Consiliul Politic Național și o să comunicăm decizia. În primul rând, nu vorbim de o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral. Da, cei doi lideri au demisionat. Domnule Rasaliu, ce urmează mai departe pentru PSD? PSD, așa cum se știe, este principala forță politică din România. Așa cum spunea președintele PNL de data aceasta, PSD are o armată foarte frumoasă, formată din primari, din președinți de consilii județene. Cei mai mulți președinți de consilii județene de pe ișicherul politic sunt la Partidul Social Democrat. Urmează cu siguranță o reorganizare, o resetare
politică, politica Partidului Social Democrat. Președintele Marcel Ciolacu a făcut tot ceea ce i-a stat în putință ca să aducă un rezultat foarte bun partidului. Din păcate, lucrul acesta n-a depins doar de domnia sa sau de noi. A depins în cea mai mare majoritate de către români și de opțiunile acestora. Aceasta este democrația, trebuie să o luăm așa cum este, cu bune și cu rele, să mergem mai departe. Viața politică nu se oprește aici. De multe ori am văzut filmul ăsta, să știți, și de fiecare dată ne-am ridicat mai puternici. Da, despre oameni aveți ceva de zis imediat, doamna Cioa, despre oameni aveți ceva de zis, domnul Rasaliu, despre românii ăștia care au votat și zilele astea. Nu? Eu nu pot să mă refer la români ca la românii ăștia. Eu mă domnul refer Rasaliu, la ați ca înțeles la ideea, dar puteți să-i faceți necalificați, puteți să-i faceți în toate felurile. Nu țipați la mine. Păi nu, dar m-am săturat, eu v-am întrebat la românii ăștia, în sensul oamenii ăștia amărâți, care în fiecare zi se chinuie să trăiască în țara asta. Dumneavoastră vorbiți de cât de puternice sunt partidele voastre. Vorbiți de români. De ce nu vorbiți de români? Oameni buni, despre am înțeles români mesaj. Vorbesc și despre români am discutat în momentul în care am spus că aceasta a fost voința populară. Aceasta a fost voința românilor și așa trebuie să funcționeze o democrație. Da. Niște oameni responsabili de la PSD și PNL ar fi înțeles că s-a produs o nenorocire în România cu acest Călin Georgescu și ce urmează la Parlament cu suveranismul. Și ar fi trebuit să dați niște mesaje responsabile dacă tot e cum zice domnul Ciucă, că se ține țara unită de la partidele tradiționale. Se ține pe naiba. Da, doamna Dăncilă. Vreau să îi spun domnului Rasaliu, cu tot respectul pentru că l-apreciez, faptul că nu, PSD-ul n-a mai trecut niciodată prin această situație. Pentru că întotdeauna la alegerile prezidențiale a avut candidați în turul 2. Este pentru prima dată când nu are candidați în primul 2, în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Asta aveți dreptate. Pe de altă parte, acei președinți de consilii județene, acei primari la care se face referire, nu numai de domnul Rasaliu, dar am văzut și de domnul Ciucă, sunt puși într-o situație foarte neplăcută în fața electoratului. Pentru faptul că nu s-a putut să-și ducă un candidat care a fost perceput ca necorespunzător în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Da. Și mai este un lucru. Eu cred că ar trebui să se uite la mesajele pe care le-au dat candidații care au intrat în turul 2. În timp ce unii dintre ei, în timp ce domnul Călin Georgescu, de exemplu, vorbea despre faptul că trebuie să ținem cu românii, atât domnul Iohannis, cât și domnul Ciolacu vorbea despre ucrainieni, că trebuie să-i susținem pe ucrainieni. În timp ce domnul Călin Georgescu vorbește că trebuie să nu mai susținem multinaționalele și să-i susținem pe români, domnul Ciolacu a dat ordonanța Trenuleț împreună cu domnul Ciucă și a distrus antreprenoriatul român. Da, Adi Negrescu, ieri, noi anticipam aici, te rog. Da, ieri la ora asta, la ora 17, anticipam acest dezastru și chiar vorbeam, nu puteam să dăm date, dar ne așteptam ca coaliția Nicu și Marcel să înregistreze un eșec de proporții, pentru că era de așteptat acest lucru. Oamenii ăștia nu s-au adresat simplilor cetățeni acestei țări, loviți de inflație, loviți de problemele economice, loviți de această situație fără precedent în ultimii 10 ani din punct de vedere financiar, în care ne aflăm cu toții până la urma urmei. Ce am remarcat, apropo, o imagine care le-ați prezentat mai devreme. Domnul Ciucă până și demisia și-a citit-o de pe prompter, Dumnezeule. Adică n-a reușit nici măcar să lege două cuvinte să ne spune că își dă demisia. A citit de pe prompter și a mai spus un lucru foarte interesant. Că are o știre de primari, consilieri județeni și abia după aceea membrii de partid. Adică în continuare oamenii ăștia nu înțeleg că votul a fost unul popular. Nu mai contează atât de mult primarii, consilierii, aparatul de partid. Votul ăsta a fost un vot prin care România au sancționat modul în care s-a făcut politică până acum. Și din punctul ăsta de vedere, cred că domnul Ciucă împreună cu oamenii din PNL, dar și cei de la PSD, ar trebui să ia lecții și să înțeleagă că politica se face pentru oameni, pe înțelesul oamenilor și despre subiectele care interesează pe oameni, în principal despre inflație, despre nivelul de trai, despre tot ceea ce ține de viața de zi cu zi, în niciun caz despre
subiecte care n-au nicio legătură cu agenda publică. Ca să nu dau exemple. Da, Tudor Curtifan, o rețea foarte dubioasă în spatele lui Georgescu, cel puțin pe zona de internet, plus alte înțelegeri subterane ale sistemului și ale politicienilor și ale partidelor. Și uite-ne în situația asta. Ieri erai la emisiunea mea, de asemenea, la ora 4 și spuneam că vor fi rezultate care vor schimba un pic așteptările, clasamentul, dar nu ne-am așteptat chiar în halul ăsta. Nu ne-am așteptat în halul acesta și da, pe lângă rețelele foarte dubioase deasupra cărora trebuie să ne oprim și trebuie să vedem ce s-a întâmplat mai exact. Tudor, te întrerup pentru că sunt declarații la Forța Dreptei. Sigur. Eugen Tomac, Ludovic Orban, declarații de ultimă oră. Sunt tratați superficial când așteptările lor nu sunt împlinite, când nu există un dialog constant și direct. Oamenii sancționează sau sunt ușor de manipulat. Și din păcate am ajuns într-o situație în care trebuie să strângem rândurile, iar noi ne-am propus în următoarele zile să ieșim cât mai mult printre oameni, să discutăm cu românii, să le explicăm un lucru esențial. Că valorile pe care le avem astăzi, pe cum libertatea de exprimare, libertatea de mișcare, libertatea de a gândi, libertatea de a ne pregăti oriunde dorim, sunt valori la care nu putem renunța, însă orice accident istoric poate produce efecte dramatice pentru evoluția noastră ca țară, ca națiune. Și evident că din acest punct de vedere vom rămâne ferm angajați pe obiectivul de a susține un candidat de dreapta, așa cum am făcut și în primul tur, să o susținem pe doamna Elena Lasconi. De asemenea, cred că este foarte important semnalul pe care îl dau aceste evenimente, care evident șochează politic, dar ele sunt un semnal de alarmă care trebuie să ne trezească la o nouă realitate. Și din acest punct de vedere, Forța Dreptei în viitorul Parlament va veni cu un pachet de măsuri de reforme reale, astfel încât instituțiile statului, că ne referim la autoritatea electorală, că ne referim la structurile de forță, toate au obligația să se reformeze astfel încât să facem față oricăror provocări, indiferent de unde vin ele, dar în cazul de față este evident că avem parte de un amestec al Federației Ruse. Rusia încearcă prin toate instrumentele pe care le are să influențeze procese electorale. Și acest lucru avem convingerea că s-a întâmplat și în România. Nu avem dovezi, însă faptul că am putut face o analiză la rece astăzi după primul tur al alegerilor prezidențiale, ne dăm seama că o chestiune pe care nimeni nu anticipa s-a întâmplat și iată că suntem puși în această situație de a strânge cu toții rândurile și de evident de a face ceea ce este necesar pentru România, pentru democrația românească și evident pentru a ne păstra drumul pe care l-am obținut cu mare efort și cu jertvă în 1989, în decembrie 1989. Domnule președinte, noi suntem încântați pentru că ați avut curajul de a lua o decizie corectă pentru dreapta românească, pentru Forța Dreptei și evident pentru România atunci când ați luat decizia de a nu mai merge mai departe și de a o susține pe doamna Lasconi. Vă rog să... Bună seara! România a fost la un pas de prăpastie. 2700 de voturi au hotărât salvarea democrației din România. 2700 de voturi au fost cele care au hotărât. Declarații Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, rămân alături de Elena Lasconi, o susțin mai departe pentru turul al doilea. Eugen Tomac vorbește despre un amestec al Federației Ruse în aceste alegeri. Mă întorc la dezbaterea
cu invitații. Tudor Curtifan, te-am întrerupt, însă e interesant pentru că cele 2000 și un pic de voturi pe care le-a avut la Sconii peste Ciolacu se datorează și retragerii domnului Orban, că dacă domnul Orban rămânea în cursă, probabil aceste 2000, da, nu că probabil, cu siguranță, aceste 2000 de voturi erau, o duceau pe locul 3. Te rog, Tudor. În aceeași măsură în care dacă Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul 2 cu 2-3 mii de voturi în plus, tot Ludovic Orban ar fi scos-o pe Elena Lasconi printr-o retragere prea târzie, pentru că Ludovic Orban tot a obținut undeva la 20 de mii de voturi. Da, da, da. Dacă privim din acest unghi. Dar, da, revenind la ingerința Federației Ruse, eu nu am niciun dubiu că acest scenariu servește Federației Ruse și servește Moscovei, dar nu aș vrea să cădem și n-aș vrea sub nicio formă ca partidele mainstream și celelalte partide de pe șicherul politic să cadă în capcana de a considera că e doar un accident și doar o ingerință a Federației Ruse, pentru că Federația Rusă sau TikTok-ul și așa mai departe, da, au fost doar anumite vehicule. Oamenii, cei peste 2 milioane de oameni care au intrat în cabina respectivă, au pus cu mâna lor ștampila de vot. Deci e un vot de blamă, e un vot împotriva partidelor mainstream, împotriva guvernului, împotriva președintelui Klaus Iohannis. E foarte important de menționat acest lucru, pentru că practic Klaus Iohannis s-a identificat nu doar cu acest guvern, dar a tras în jos și PNL-ul. Uitam pe scor, apropo de partide și apropo de forța pe care o au în teritoriu anumite partide. Păi, pare rău, Nicolae Ciucă, din punctul meu de vedere, nu doar că a fost încurcat de partid, el a fost împins pe scări de partid, adică scorurile care au fost obținute, mai ales în fiefuri liberale, sunt sub orice... Mă bucur că cineva e de acord cu ce spun de două săptămâni, că Ardealul l-a sabotat și, mă rog, s-a văzut clar asta pe domnul Ciucă. Adică m-am uitat și eu la Sibiu, la Bistrița, la unde am mai fost, la Arad, la Alba. Da, exact. Da, tu cum vezi mai departe, Tudor, o ultimă întrebare, cum vezi mai departe partea asta cu suveranismul în Parlament? E clar că vom avea al treilea bazin, avem deja un al treilea bazin. Nu cred că, domnul Călin Georgescu e foarte periculos prin faptul că e foarte abil. Eu nu cred că va ieși din acel glob de cristal în care se află acum să indice un anumit partid care să fie votat. Cred că va da mesaje care se vor plia pe anumite partide și cred că în acest moment e nevoie de o mobilizare foarte mare pentru turul 2, pentru că sub nicio formă nu ar trebui să cădem în capcana să credem că turul 2 e jucat. Bun, îți mulțumesc foarte mult, Tudor Curtifan. Apropo de discuția aceasta, domnule Rasaliu, Șoșoacă și Simion anunță că îl susțin pe Georgescu mai departe. Eu am făcut un calcul așa doar pe Simion și Georgescu, că nu știm cu doamna Șoșoacă ce mai are ea suplimentar față de ei, dar sigur mai are, și ar fi 3,4 milioane de voturi doar ăștia doi împreună. Adică avem o problemă și pentru turul 2, pentru că doamna Lasconi cu domnul Ciolacu au fix tot 3,4, dar se mai adaugă și alții aici, Ciucă și așa mai departe. Dar în Parlament e întrebarea noastră, domnule Rasaliu, cum va arăta acest pol? A fost un scor de etapă ceea ce s-a întâmplat ieri. Încă nu este închis cercul acesta al prezidențialelor, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, avem săptămâna viitoare, duminică, un vot pentru Parlament, pentru Camera Deputaților și Senat. Noi în continuare ne vedem de campanie electorală, Partidul Social Democrat merge mai departe cu candidații proprii și sper ca duminica viitoare să avem un rezultat foarte bun, să redresăm cât de cât situația. În ceea ce privește turul 2 al prezidențialelor, nu pot să vă spun mare lucru, pentru că pe domnul Călin Georgescu recunosc, nu știu dacă ar trebui să-mi fie sau nu rușine, dar nu-l cunosc, n-am știut absolut nimic despre domnia sa. Un lucru bun că nu-l cunoașteți, era rău dacă-l cunoașteți. Da, n-am știut absolut nimic despre domnia sa, iată că a apărut așa din spuma mării, a obținut scorul care l-a obținut, este o voință generală a românilor, am văzut că a avut un scor mare de tot, care nu se aștepta nimeni.
O să vedem ce se întâmplă în Partidul Social Democrat. Eu sper într-o reversare rapidă și o reechilibrare a situației, inclusiv din punct de vedere electoral, pentru ceea ce a mai rămas în următoarele două săptămâni. Da, Adrian Negrescu, se preconizează un pol peste 35%, adică unde noi ne uitam la 25%, acum cam astea sunt scorurile, ceea ce probabil va duce la un guvern de Uniune Națională, că am mai vorbit noi asta. Da, da, da. Da, da, și chiar vorbeam și săptămâna trecută de ideea unui guvern de Uniune Națională, singura șansă în momentul de față pentru a trece reformele absolut necesare pe care România va trebui să le pună în practică anul viitor, încă din 1 ianuarie, cred că probabil vom avea ordonanțe de urgență care vor genera anumite efecte economice și sociale. Nu merge altfel, pentru că partidele tradiționale și-au pierdut baza electorală în acest cadrul acestor alegeri. Estimam de mult lucrul ăsta, chiar la dumneavoastră în emisiune, în toată această campanie, spuneam, Dumnezeule, unde sunt mesajele pentru electoratul simplu, pentru oamenii care simt în fiecare zi efectele acestei inflații, acestor probleme cu care se confruntă? Nimic, nimic, absolut nimic. S-au făcut ședințe culinare, s-au povestit despre bunelul, despre ce am făcut în facultate, cum am stat la cămin, tot fel de povești de adormit electoratul, nimic concret, iar programele electorale despre care tot la dumneavoastră în emisiune discutam sunt niște glume sinistre, având în vedere că n-au niciun fel de timeline legat de măsurile propuse, surse de finanțare, studii de impact, chestii concrete, eficiente, care să dea senzația măcar electoratului ăla care într-adevăr este conștient de importanța votului, că are într-adevăr șansa de a produce o schimbare absolut necesară în România. Ce am văzut în schimb? Am văzut bătălii între baroni, acuze între cei care ar trebui să fie în prim plan cu proiecte, nu cu această politică de tip capra vecinului. N-am văzut nimic concret, iar acesta este rezultatul. Au semănat vânt și au cules furtună, spun românii, sau altfel spus, în loc de stabilitate avem instabilitate, în loc de creștere economică avem recesiune, iar astea sunt rezultatele practice a acestei campanii electorale, acestei politici, din punct de vedere irresponsabile, duse de coaliție în ultimii 2 ani de zile. Doamna Dăncilă. Mai mult decât atât, au enervat prin atitudinea arogantă pe care au avut-o unii dintre ei. În permanență au spus, avem PIB-ul foarte mare. Bun, dar ce se găsește în această creștere trebuie de găsită în buzunarele românilor. Am dublat pensiile. Bun, dar nu spun că au triplat prețurile. Pe toate aceste lucruri au enervat oamenii și s-a întors împotriva lor ca un bumerang. Nu au înțeles că, de fapt, românii o duc rău și cred că dacă erau sinceri cu românii și le spunea, asta este situația, nu putem mai mult decât atât, sau nu putem lua această măsură pentru că nu avem finanțarea necesară, cred că românii dădeau dovadă de mult mai multă înțelegere decât aceste promisiuni neonorate, aceste lucruri pe care spun că le vor face, când toți economiștii, când domnul Adrian Negrescu, de atâtea ori, domnul Coșa, au spus de fiecare dată că nu se pot face, că nu ai cum, că nu ai de unde și că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Este foarte greu, e doar o săptămână la dispoziție și dacă nu vor înțelege că românii s-au săturat de promisiuni, de armate, de atunci vor deconta din nou. Trebuie adică să vin... credeți că vom avea din nou un scor uriaș la suveraniști sau ce nu sunt ei? Nu știu care va fi scorul, cum n-am știut, nimeni a preconizat ce se va întâmpla acum. Sincer, eu nu-mi imaginam că Partidul Social Democrat nu va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Pentru mine, dacă mă întrebați... Am avut un moment în care am crezut niciodată acest lucru. Iar de Georgescu l-am văzut venind din momentul în care diaspora a început să voteze. Eu mi-am dat seama că va ajunge în turul 2, mi-am dat seama ieri dimineață, dar că va ajunge cu un scor peste 10%, 15%, îmi dădusem seama de sâmbătă. Era ceva, o mobilizare uriașă pe diaspora. Bine, doamna Dăncilă, mulțumesc. Domnul Rasaliu, mulțumesc. Adi, luăm o scurtă pauză și vorbim imediat teme economice. Suntem din nou în direct, a rămas alături de noi Adi Negrescu, analist economic. Îți mulțumesc mult, Adi, și am zis că poate mai facem o cură așa de măcar câteva minute de ce se întâmplă cu politica asta, că tot din cauza ei avem probleme. Peste 1,6 milioane de europeni riscă să-și piardă locurile de muncă în Europa. Și în România avem falimente care sunt pe bandă rulantă, dar și concedieri la mari firme. Am văzut cel puțin pe industria auto, confecții. Ce se întâmplă și mai ales ce se întâmplă de la anul?
Chiar astăzi, Registrul Comerțului a anunțat că numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în România a crescut cu 20% față de anul trecut, un semn că business-ul nu mai funcționează la parametrii din anii trecuți. De ce? Pentru că a scăzut foarte mult vânzările, s-au accentuat problemele pe lanțurile economice, firmele nu mai fac banii care făceau în anii trecuți și noi le punem taxe, din ce în ce mai multe taxe pe cap, de să le îngrăpăm din ce în ce mai tare. Ce se întâmplă la nivelul României poate fi extrapolat la nivel internațional, nu e România într-o situație mai proastă decât celelalte țări. Suntem în aceeași situație de recesiune tehnică în care se află majoritatea țărilor europene, pentru că peste tot inflația a tăiat puterea de cumpărare, oamenii nu mai cumpără ca înainte, motiv pentru care economiile s-au gripat, se înregistrează falimente în lanț, uitați-vă în industria auto în Germania, ce probleme sunt. De ce? Pentru că n-au mai avut acces la resurse ieftine, la gazele din Rusia, da, care erau foarte ieftine pentru nemți, n-au mai putut să facă vânzări pentru că oamenii nu-și mai permis să cumpere mașini la prețurile exorbitante pe care le propuneau producătorii germani. E o situație de faliment din punct de vedere economic, de care ne așteptam să apară. Ne așteptam ca după valul de inflație să apară recesiunea. În orice carte de economie scrie că după un val de inflație îți apare recesiunea. Se va întâmpla și la noi dacă nu există deja această recesiune. Și atenție, mi-e teamă că anul viitor, din păcate, ne așteaptă încă un val de inflație, pentru că alegerea lui Donald Trump în Statele Unite va presupune o nouă tipărire de bani. Trump, la fel cum a făcut în primul mandat, va susține economia americană cu bani, cu credite ieftine, cu tot ceea ce are posibilitatea din punct de vedere financiar să facă. Motiv pentru care se va crea încă un val de inflație care va ajunge în Europa, probabil Banca Centrală Europeană va fi nevoită de la rândul ei să tipărească euro și noi, din păcate, vom fi încasatori de serviciu al acestui al doilea val de inflație, asta după ce în continuare suntem campioni europeni la acest capitol, la creștere de prețuri pentru anul lună la rând. Deci perspectivele nu arată deloc bine și noi am intrat în această criză cum n-a intrat nicio țară din Europa. Suntem singura țară care avem cel mai mare deficit bugetar raportat la PIB din Uniunea Europeană. Avem cel mai mare împrumut public din istoria României. 47 de miliarde de euro am împrumutat în acest an. Da? Și mai mult decât atât, am dus datoria publică la aproape 900 de miliarde de lei. Niciodată n-am mai avut, nici pe vremea lui Ceaușescu n-am avut asemenea datorii. Semn că, într-adevăr, s-a mers pe ideea că încercăm să facem totul pentru a câștiga electoratul. Iată că toate creșterile astea de pensii, de salarii, fără niciun fel de fundament economic, s-au întors, din păcate, împotriva economiei și, până la urmă, vom plăti cu toții oalele sparte ale acestor politici responsabile, din punctul meu de vedere. Deci n-au câștigat nici electoratul, dar am rămas și cu datoriile, e bine. Mulțumesc mult, Adi Negrescu, pentru că ai fost alături de noi. Pauza de publicitate, ne întoarcem pentru că avem rezultatele finale de la alegeri, de la turul întâi. Avem rezultatele finale pentru alegerile prezidențiale, turul întâi. 2742 de voturi au făcut diferența între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu. Vedeți rezultatele: 22,94% Călin Georgescu, urmat de 19,18% Elena Lasconi, Marcel Ciolacu 19,15%. Haideți să mergem să vedem și voturile pe care le-au obținut, pentru că, așa cum vă spuneam, s-a încheiat în aceste momente numărătoarea voturilor și vedem că sunt închise toate secțiile din țară și din diaspora. Acesta este clasamentul final. Călin Georgescu are 2.120.000 de voturi, Elena Lasconi are 1.772.000 de voturi, Marcel Ciolacu 1.769.000 de voturi, iar George Simion 1.281.000 de voturi. Nicolae Ciuc are sub 1.000.000 de voturi, 811.000 de voturi. Este pentru prima dată în istoria post-decembristă când PSD nu are un candidat în turul al doilea. Marile partide nu au reușit să intre în turul al doilea, motiv pentru care, și o să vedem imediat declarații, și Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă și-au dat astăzi demisia de la conducerea partidelor PSD și PNL. Marcel Ciolacu spune că va rămâne premier până la alegeri. Aș vrea să vedem puțin din declarațiile pe care le-au făcut Marcel Ciolacu. Aș dori să felicit pe cei care s-au calificat conform votului românilor în turul 2. I-am și scris doamnei Lasconi, am sunat-o, presupun că se odihnește și dânsa. I-am și scris și am felicitat-o, cum este normal.
Partidul Social Democrat nu va face nicio contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Regulile democrației și importanța acestui tur 2 este mult mai mare decât interesele noastre personale. Eu aseară mi-am dat secretarului general demisia, astăzi la ora 17 am convocat un Consiliu Politic Național și o să venim după Consiliul Politic Național și o să comunicăm decizia. În primul rând, nu vorbim de o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral. Dragi români, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Demisionez din funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Partidele tradiționale, chiar și așa, cu multe erori de programare, sunt cele care trebuie să țină România unită. Partidul Național Liberal este conștient de miza enormă a acestor zile. Partidul Național Liberal are resurse pentru a le arăta oamenilor tot ceea ce a făcut bun în acești ani, are dovada că investițiile din bani europeni au ridicat nivelul de trai al multor comunități. Dar mai mult decât atât, Partidul Național Liberal este conștient de greșelile pe care le-a făcut și va lupta până la capăt pentru ca România să rămână o țară liberă și democratică. Da, este ziua în care, practic, și PSD și PNL au fost măturate la vot de popor, că poporul are mereu dreptate, că s-a întâmplat în spate însă o operațiune mai complicată pe zona de internet. Pe aceea, instituțiile statului vor trebui să investigheze, însă până una alta, românii au votat împotriva modului în care s-a guvernat în România în ultimii ani și împotriva modului în care Klaus Iohannis a înțeles să fie președinte, între ghilimele. Despre asta va trebui să înțeleagă mai bine clasa politică, cea care se pregătește duminică să intre în Parlament și peste două săptămâni candidatul care va ajunge la Cotroceni. Vin zile pline de dezbatere cu invitați speciali aici la Politica Zilei. Astăzi am ajuns la final, dar ne revedem mâine de la 15, de la Fix. Bună România, imediat colegii mei cu ediția incendiară aici pe B1 TV. Seara liniștită!